se dezvolte mai mult. Eu nu cred că guvernul va accepta în continuare că aceste multinaționale, până la urmă, subvenționate și din banii noștri, a cetățenilor românului, până la urmă, să ne îngenuncheze în halul acesta. Suntem siguri și credem că mâine guvernul va accepta acel tarif de referință și cu Consiliul Concurenței și să fie trecut în această ordonanță de urgență.